mai departe la Anda Adam. Și vă spun așa, dacă cele mai multe femei atunci când se căsătoresc aleg să ia numele soțului de familie, ei bine, în cazul Andei Adam este fix pe dos situația. De ce a ales soțul să ia numele artistei? Ne spune chiar acum. Suntem curioși să aflăm de la soț cum s-a decis să ia numele Andei Adam. Cum ia Anda în viața de zi cu zi? Tocmai ți-am spus. Sunt foarte pozitivă, foarte veselă. Sunt un om care știe să răspundă la o glumă, știe să și facă o glumă bună. Te și autoironizezi? Niște oameni veseli. Soțul e mai funny ca mine, mereu e pus pe șotii și eu reacționez bine la toate glumele lui. Dacă el ți-a luat numele și cum ați stabilit acest lucru? Da. Da, a fost normal. Se vede, nu? Da. Dar de obicei femeia ia numele bărbatului. Păi cum ați ajuns la această concluzie? Era mai simplu? Suntem un cuplu modern. Am Ai zis că de ce tu? Să păstrăm tot timpul istoria sau obișnuințele care sunt peste tot. Aveam numele ei ca să este o persoană cunoscută și am decis să preluăm numele ei. Și chiar ți se potrivește, sincer. Da, merge bine și cu Joseph. Noi ne-am gândit cumva în contextul acesta și pentru faptul că el și-a început cariera pe zona asta a filmului, că are o rezonanță mai bună și este un nume mai de... să spun, mai potrivit ca și actor, având în vedere că urma să aibă parte și lansarea Miami Beach 2. Și atunci împreună ne-am gândit că Joseph și cu Adam chiar sună nume de actor. Și am zis ok, facem invers și el a spus ok, o să iau eu numele tău pentru că oricum o să-mi folosească pe scenă și avem și multe alte proiecte după aia în continuare pe care le vom derula și vă vom da detalii despre mai multe lucruri care se vor întâmpla la anul. Și atunci Joseph Adam mi s-a apărut chiar un nume de scenă cu care el va putea merge mai departe într-o carieră cu adevărat în zona cinematografiei.